Oh, bine v-am găsit, fraților, la un episod aici pe canalul nostru. Astăzi facem un vlog alături de Arhot aici pe zonă. Salut, și de... salut, băieți! Cine credeți voi că mai facem? De Parpandel. Mergem acum la el în Cernele să filmăm un vlog cu el. Bă, nu mă mai lungesc atât de mult la vorbă. Știți ce trebuie, apăsați acolo butonul de like. Venim în forță cu vloguri și ne vedem de la Parpandel din Cernele. Vă pup! Ce faci, frate? Mă salut, salut pe stânga! Salut! Ce faci, mă, bunule? Înfilez burtica! Ia! E, ia uite, mă, frate mei! Ia zi, pula sala! Pula sala, bine! Ce faci cu metri? Bine! Ești bine, sănătos? Da, foarte bine! Nu mai e calculatora acum, nu mai e, la ce te mai joci? Da, ca video! Ce mai e? Bă, frate, sursa e schimbată, mă duceai ziua aia cu ea, nu a doua zi. Frate, tot nu tu! Dar foarte, schimba acolo, pe loc! Trebuie găsesc placă video, cheese. Bă, lasă-mă, bă, fratele. Eu am acasă o placă video, dar o folosesc eu pentru calculatorul meu. Cine are o placă video mai veche de 512 de giga, de 1 giga, de 2 giga? Dacă nu mai folosiți, nu mă mai trebuie. Eu dați lui. Faceți o faptă bună cu el, cu nebunul ăsta. Nu facem facem un live, băgăm un gol. Da. Ori facem un live, băgăm un gol. Ia că mă sună cineva. Te sună măta. Arde bara de mori. Dai. Arde bara de mori. Bravo. Uită-te la vlog. Așa. Salut, fraților. Mamă, ce mă doare pieptul. La ce stai bronzat, Mizu? Ui, Igea, bronz de tractorist, fraților, am fost plecat la muncă. Om muncitor ca lumea. Uite aici. Îți lasă telefonul ăsta mai ușor decât camera ta. Camera mea? Da. Normal, bă. Camera mea e la toată acum 2 ani. Bă. Ia uitați, fraților, pe unde ne-a dus Parpandel, pe aici, printr-o școală. Ne-a făcut în cura, e aici, pe sistemul ăsta vrea să bage cuțit, noi facem ceva astăzi. Nu, nu stă el cu minte, ăsta e nebun la cap. Ăsta seamănă cu poște din neamul lui Bercea. A, ești mecher acum, faci figur cu mic. Mamă, ce dă una la stomac. Câte pula mea. Mamă, ce dă una, număr. Îl spărsei în două. Hai să-mi băgăm pe aici, la umbră. Fraților, revenim cu update. Ce fa, băi? Când eram mic... Ce fa, băi? Uite, povestesc. Bă, când eram mic, ieșeam cu prietenii mei pe acolo, pe la fratul ăsta, ne dezbrăcam în boxe și ne dădeam pe păstră la parte. Ziceam lumea pe drum, ne vedeam boxe. Mă piseam în drum, n-arăm eu treabă. Stau la pituluș, mamă, la pituluș, să ne zice tipa aici, de action. Mamă, băieți, cum e mașina? What the mutare? Mamă, ce mutare e cu aia? Becuța. Poate vedem și noi volanul. Nu vedem volanul. Gata, Parpandel. Ești Parpandel. Ce fa, bă? Celor, am ajuns și noi aici la Andy. Mulțumim că ne-a primit. Ce să zic? Sper să meargă bine. Să nu mai veniți pe aici, bă. Și dați voi acolo un like și ne auzim puțin mai încolo. Ia uitați, fraților, cât de frumos e a șaptele. Ce zici, Midule? Ia uite-o mâncată. LCT-ul. Uite-l aici cum arată. Hai, facem eu poză cu el. Ce om? Facem eu poză cu el. Fraților, ia uitați cum am plecat și noi de la Andy. I-am urat și noi casă de piatră, că a avut asta scumia. Ne-a luat și noi o doză de Fanta, i-am luat lui una de cola. O doză, mă, sau o sticlă? O sticlă, doamne, mă. Vă rugați. Uite-o la ce zici că remuntele Everest pe spate. Parpandele, zi ceva actual. Mama ta să te liberă pe aici. Fraților, am făcut o secvență cu Andy și urmează să o postăm în vlogul ăsta. Nu ne mai rugim atâta la vorbă, că mie îmi place să mă lungesc mult.
Și ne vedem distanță. Ne vedeți, intrați pe Instagram, că am pus poze noi de pe A7 de Lecturicu. Intrați acolo jos, avem primul link în ia uitați descriere. Uite, nebun, uitați. Ăsta cu ciorap în picioare, vara aici, nebun, acap. Nu e sărap. Nu e sărap. Nu e sărap. Nu-i sora, frate. Da ce? Sosete. Sosete. Auzi? Ori ciorap, ori sosete, tot aia e. Ăștia sora mai mult, zis sosete. Ciorap de aia de babă. Am răbdare, ies afară și am să-i pun la zi pe tot. Haide! Terge partea asta! Nu, Sergio! Lasă! Ia-o de ea! Terge partea! Ăsta ăsta ca Milo Bărica. Terge partea! Sergio Șoaca! Ia zi, ia, ce v-ați să faci? Lasă, nu dau spoilere. Fraților, ne îndreptăm și noi către stație. Ne pregătim să plecăm acasă. Ce să zic? Cald rău astăzi, vreau să mă duc la ștrand, dar mai bine, voiam de fapt. Mergem acasă, la Arhot. Eu în seara asta duc la el. Mergem să edităm clipurile. Are și el vlog, îi le editez eu. Uitați la mine că vlogul meu e mai mare, aveți link-ul acolo jos în descriere, primul da, link. Da, fraților, să vă uitați și la el. Al meu undeva la 10 minute, lui s-ar putea să aibă profil. Uite șarpe, pide pe vlog. Da. Eu am filmat mai mult, adică eu am filmat și bătaia lor, să vedeți acolo cum s-a bătut Midu cu Parpandel. Trebuie să vedeți neapărat în vlogul meu, pentru că bătaia dintre Midu și Parpandel va apărea doar la mine pe vlog, așa că nu uitați să intrați. Și la mine, bă! Și la Mino Pum! Bă, va apărea la mine, știi, ca să vină lumea și la mine. Păi și la Mino Pum! Ca să fie acolo așa. Hai, uitați-vă și la mine, că eu îi dau doar o parte când se bătă. Da, că... Băi, fratele meu, bă, dă-l recu, așa cum e, îl iubesc de la moță, și un casa lui. Da, nu mai da la stomac, că te omor. Ia, hai. Ia. Da, bă! Ciao! Salut! 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 Te pup la coaie!